M-am gândit să vă pun o întrebare, știți că eu vă pun în dificultate uneori. Este cineva aici care n-a avut nicio absență la școală? Clasa 10 am amintesc că eram la liceu de informatică și am primit premiu, pentru că n-am avut nicio absență, nici motivată, nici motivată. Așa, mi-a dat omul sănătate în vremea aia și acum aș fi mulțumesc, n-am avut nicio absență. Ce ziceți? A fost greșit Că Toma a absentat, m-am gândit să vă mai întreb dacă ați fi avut curajul să fiți prezenți la închinare, după ce știți că Isus e mort, crucificat și nici măcar nu mai știți pe unde e. Noi arătăm cu degetul spre Toma și zicem, săracul, vinovatul, absentul, să fie rușine. Care dintre noi avea fi avut curajul să mergem? Că și nici o mers și zice Biblia că au blocat ușile. A zis bă, dacă tot intră, să găsim o antecameră. Știți că eram în pandemie și aveam voie să fiu în mob. Vă amintiți Nelu. Și eram undeva aici, clădirea era în renovare. Și opt, dacă intra unul, nu trebuia să ia să pușă Opt. Dacă vine cine, n-ar fi trebuit să vină. nu e simplu să-ți blochezi ușile, să-ți închizi geamurile foarte bine, să te asiguri că nu bate vântul să le deschide și să fii prezent. Nu vă imaginați că ăștia au început să cânte cântări de bucurie. Nu vă imaginați că ăștia erau într-un extaz. Erau așa poate că mai afectați, mai năcăjiți, cum să zicem, da? Biblia zice, unul din cei 12 nu era cu ei. Dar când citesc cei 12 mă înfior, că mai era unul din cei 12 care și el era absent. Cum să absenteze la cursurile profesorului Isus? Hai că dacă e profesor cu tare, cu tare, hai că ne plictisește. Da, da, am înțeles. E vorba de profesorul Isus. Uitați-vă la un iuda care a absentat, știți de ce? Pentru că s-a implicat într-un anturaj murdar. Atenție la anturaj. Atenție cu cine vorbiți! Atenție ce vorbiți! Atenție cu cine intrați în legături! Atenție! Că Iuda era unul din cei 12 absent și prezent în iad. Absent de la închinare, dar prezent în iad. Știți de ce? Pentru că s-a dus la Marei Preoți și au zis l-am vândut pe Mântuitorul, am vărsat și am vândut sânge nevinovat. Ăștia au zis treaba dar ce ne pasă nouă? Dar nu le-au păsat cât o primit banii. Nu le-au păsat. Anturajul te poate face absent la închinare. Și atâția oameni care s-au botezat. Atâția oameni care au fost prezenți la închinare. Atâția oameni care l-au urmat pe Iisus Hristos. Atâția oameni care i-au spus, Domnului, Doamne, noi mergem cu Tine și la moarte. Și nu doar ca simtează o duminică, precum Toma încep să absenteze continuu, 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 continuu și într-o zi diavolul le zice, de mare nici să se sunt hai că găsim noi o strategie prin care să scap de viață. Vă invit să vă ridicați. Ce bine că Hristos în înviat ne caută pe fiecare dintre noi, indiferent câte absențe am avut în viața spirituală. Hristosul înviat vine după fiecare dintre noi. Dar în această dimineață învățăm că trebuie să fim devotați, trebuie să fim credincioși, trebuie să mergem cu Dumnezeu chiar dacă Dumnezeu ne rezolvă problemele care pe noi ne avem așa cum vrem noi și la timpul nostru. Să nu uitați, prezența Mântuitorului este o obligație pentru noi, să fim și noi prezenți unde este Hristos. Amin? Doamne ajută, ne cu toții să mulțumim.